prietenia și porunca iubirii creștine. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a patra. În Sfânta Evanghelie scrisă de Sfântul Apostol Matei, citim: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. La sfârșitul Evangheliei scrise de Sfântul Apostol Ioan citim: De acum v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am făcut cunoscute. Prietenile sunt foarte importante pentru noi toți. Cu toții suntem chemați să fim prietenii lui Dumnezeu. Pentru a ști ce trebuie să facem ca să fim buni prieteni, vom învăța de la cei care au reușit să fie și prietenii lui Dumnezeu și prieteni cu alți oameni. Un prim exemplu este Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazianz, care au fost ca doi afluenți, adică două ape mici care s-au vărsat în același râu, râul prieteniei. Cei doi au fost foarte buni colegi de școală la Atena, se ajutau unul pe celălalt, făceau multe lucruri împreună, studiau, învățau împreună, mâncau împreună, aveau aceleași dorințe, același scop, adică o viață după învățăturile Mântuitorului. Fiecare era un model pentru celălalt, prin modul în care se comporta, vorbea, învăța, lua decizii. Citiți codul QR și răspundeți cerinței. Unii dintre noi sunt mai bogați, alții mai săraci. Oare prieteniile trebuie să țină cont de bogăția materială? Iată un alt exemplu. Sfintele Perpetua și Felicitas. Felicitas era sclavă. Perpetua era dintr-o familie bogată, importantă, de vază. Ambele au fost arestate pentru că erau creștine. Prin prietenia lor s-au încurajat una pe cealaltă, s-au sprijinit așa cum au putut ele mai bine în temniță, îndemnându-se să aibă gânduri bune, să-și păstreze credința, să ierte pe cei care le făceau rău. Perpetua și Felicitas s-au ajutat una pe cealaltă, indiferent de situația lor materială sau socială. Perpetua și-a scris gândurile, iar aceste rânduri scrise le avem până astăzi. Prietenia cu Hristos presupune să iubim pe toți semenii noștri. Acest lucru l-au făcut și frații Cosma și Damian, medici cu multă credință, care ajutau pe cei bolnavi fără să le ceară vreo plată, de aceea au fost numiți doctori fără de arginți. Mama lor, deși văduvă, s-a străduit să le ofere tot ce le era necesar pentru ca ei să poată învăța medicina, iar ei au învățat cum au putut ei mai bine. Cei doi frați se ajutau reciproc în fiecare zi pentru ca tratamentele lor să dea roadă pentru fiecare bolnav. Aceștia îi și sfătuiau uneori, oferindu-le astfel și tratament sufletesc. Sunt pentru noi creștinii exemple de slujire a aproapelui prin forța prieteniei lor. Oare cine ne mai poate arăta rolul unei prietenii adevărate? Am ales-o pe Sfânta Monica, mama fericitului Augustin. Aceasta l-a crescut foarte bine pe Augustin, dar la un moment dat fiul ei nu a ascultat întru totul și a început să greșească. Sfânta Monica s-a rugat mult lui Dumnezeu pentru el și a stat alături până când acesta a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Prietenia presupune răbdare și iubire. Iată, am văzut câteva exemple de prietenii. Haideți să citiți câteva cuvinte, sfaturi din Biblie referitoare la prietenie. Comparați exemplele de prietenii cu învățăturile biblice. Ce descoperiți?